Vă spunem încă o dată bine ați venit, pentru cei care ați venit un pic mai târziu, Domnul să vă răsplătească această alegere înțeleaptă. Ați făcut un lucru bun că ați venit. Nu neapărat ceilalți au greșit, dar dumneavoastră ați făcut un lucru bun. Și mă bucur că sunteți aici prezenți. Văd o parte din adolescenți că ați venit din tabără, nu? Bănuiesc voi. Mă bucur că ați venit. Îmi văd și verii mei din Ploiești și o parte din familia mea din Statele Unite sunt împreună cu noi aici și le spun și lor bun venit. Și bineînțeles dumneavoastră care sunteți membri fideli ai bisericii noastre, Domnul să vă răsplătească bunăvoința, faptul că veniți să vă închinați Domnului. Înainte să încep mesajul, aș vrea să vă aduc o lămurire, n-am discutat, dar vreau să o fac acum pentru că s-ar putea să se piardă pe drum. Începând pe 23 august, dacă nu mă înșel, sau 22 august, vom începe din nou lanțul de post și rugăciune de 40 de zile. Am ascultat la ceea ce mi-a spus unii dintre dumneavoastră și a spus că este greu să postiți ca soț, soție, în zile diferite una după alta, motiv pentru care motiv pentru care de data aceasta am pus postul și rugăciune pe familie. Pentru tine, Cornel, s-am făcut-o mai mult, ca să știi. Și nu numai, au fost mai mulți care mi-au spus așa, dar vom încerca și acest fel de a posti și a ne ruga pe familii. Dar vă rog un lucru, am încercat să scriu măcar 2-3 numere de telefon, soț, soție și eventual pe cineva din familie. Dacă este un post al familiei, haideți să-l facem un post al familiei. Cine nu poate să postească, nicio problemă, înțelegem lucrul acesta. Cine poate să postească jumătate de zi sau parțial, nicio problemă, înțelegem și lucrul acesta. Dar nu uitați, facem lucrul acesta pentru că săptămânile sau weekendurile de evangelizare pe care le-am pregătit pe 23 și 30 septembrie, vrem să le dedicăm prietenilor noștri, invitațiilor noștri, vecinilor noștri și pentru aceasta trebuie să ne pregătim spiritual. Roadele le culegem, deja am cules câteva roade, sunt câteva familii ce vin de când am făcut ultima evangelizare sau penultima evangelizare și ne rugăm ca cu fiecare eveniment de evangelizare mai mulți oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și cu ocazia aceasta aveți, dacă contextul potrivit, să vă invitați prietenii. Așa cum ați văzut, încercăm să ținem cont de oaspeții noștri, de prieteni, de musafiri, prin felul în care vorbim, prin felul în care ne rugăm, prin mesajele relevante pe care le aducem și ne rugăm ca și anul acesta, tema va fi ceva legat de familie, încă n-am găsit exact o temă potrivită să sune și frumos, dar va fi legată de familie. Așadar, dacă aveți prieteni care sunt familiști, care au copii mici și care vor să audă un mesaj relevant pentru societate, vă invităm să veniți, promitem mesaje relevante cu impact și cu ungerea de sus. Nu uitați, dacă aveți 2-3 persoane, notați-le aici și lăsați ca Domnul să le atingă inima și să le vorbească într-un mod special în privința aceasta. Ceva nu e în regulă acolo, nu știu ce tot faci, dar lasă înapoi cum a fost. Mulțumesc! Ok, și acum intrăm în mesaj. În seara aceasta vreau să aduc un devoțional mai mult decât un mesaj de învățătură, deși de fel îmi place mai mult să vorbesc pe partea aceasta de învățătură, dar în seara aceasta cred că este important să ne cercetăm. În lumina cuvântului pe care îl voi citi, este important să lăsăm pe Domnul să ne vorbească și dacă trebuie să schimbăm ceva în viața noastră, Doamne, ajută-ne să o facem. Aproape orice creștin are câte un verset preferat în viață. Nu știu dacă dumneavoastră aveți, am spus aproape orice creștin. Vorbim de un verset, de poate un text mai lung, care te leagă sentimental și emoțional. Ceva s-a întâmplat datorită acelui lucru și atunci a devenit un verset tare drag ție. Spre exemplu, poate ai trecut printr-un accident. Știu că fratele Ionel mereu ne spune că în momentul în care trecea prin problemele lui de sănătate, a citit din Iov. Totuși, nu voi muri și voi povesti, parcă ceva în genul era versetul, pe undeva. Psalmul, ok, psalm. Poate ai avut parte de un necaz mai greu în viață, mai dificil, ceva, o veste care te-a șocat și atunci ai deschis Scriptura și ai zis, Doamne, mângâie-mă într-un fel sau altul și Dumnezeu te-a încurajat într-o formă deosebită și a rămas un anumit pasaj drag inimii tale sau poate ai avut parte de o promisiune din partea Domnului din cuvânt și lucrul acela s-a întâmplat și ți-a rămas ca un fel de semn de aducere aminte. Ăsta este motoul vieții mele, ăsta este versetul meu preferat. Există câteva versete memorabile, spre exemplu, cred că toți știm Ioan 3:16, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Mai există și un alt verset foarte interesant, Filipeni 4:13, pot
Totul în Hristos care mă întărește. Mai există, bineînțeles, pasajul renumit, Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. În seara aceasta vreau să vă vorbesc pe scurt despre un text care mie mi-este drag, aproape de inima mea, ce se găsește în Matei, capitolul 6, versetul 33. Din adolescență am fost fascinat de predica de pe munte, nu știu exact de ce, m-am legat neapărat de această predică, dar m-a fascinat pentru că este scris într-un context familiar tuturora. Este contextul îngrijorării. Acum, la drept vorbind, care dintre noi nu se îngrijorează? Este un om care spune, domnule, eu n-am nicio grijă, n-am nicio problemă, viața este extraordinar de frumoasă. Noi spune, păi da, dar vreau să vă spun, chiar și la vârsta adolescenței, țin minte când am început să citesc Biblia și am luat-o în serios, aveam motivele mele de îngrijorare. Unii îmi spuneau că am nasul prea mare, alții îmi spuneau că sunt prea slab, alții, fel și fel de motive pentru care ne îngrijorăm. Că este aspectul fizionomic, că este vorba că nu avem bani sau că trebuie să dau un examen la care n-ai învățat și ți-e frică. Avem motivele noastre de îngrijorare la fiecare etapă a vieții noastre. De aceea, cuvântul din Matei, capitolul 6, este relevant pentru orice vârstă, în orice situație, în orice vreme a vieții noastre. Și acum, haideți să citim versetul. Matei 6, 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, da? Lucrurile esențiale ale vieții vi se vor da pe deasupra. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb în seara aceasta, câți dintre noi, în modul cel mai sincer, mai credem acest lucru? Ok? Dacă da, și bănuiesc că nu e nimeni care spune, astea sunt povești scrise de alții, nu mai este relevanță. Vreau să vă întreb, cum demonstrăm lucrul acesta? Cum le arăți celor din jurul tău că tu cauți mai întâi împărăția? Pe de ce trebuie să le arătăm? Pentru că Scriptura spune că credința este însoțită de fapte. Îmi place atât de mult pasajul din Iacov, capitolul 2. Spune Iacov așa, mulți cred. Există o credință a vorbelor și o credință a faptelor și el face diferența foarte frumoasă, deosebirea aceasta între prima parte a textului și a doua parte, care spune așa, și dracii cred. Există o credință a dracilor. Și mă gândeam într-o zi, oare la ce se referă aceasta? Dacă nu la ideea aceasta că și ei cunosc realitățile, da? Oamenii pot declara verbal foarte multe lucruri, însă Iacov spune mai departe, nu mă convingi prin simplu un fapt că îmi spui că tu crezi. Ceea ce mă convinge pe mine că ceea ce crezi este adevărat, se vede în viața ta de zi cu zi, și anume faptele tale. Și uitați ce spune el, ce frumos spune el în Iacov 2, versetul 18. Spune așa, tu vorbești, citez, tu vorbești despre credința ta, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Ce minunat este! Sigur, cu toții declarăm verbal sau non-verbal credința noastră și trebuie să o facem, e foarte bine. Întrebarea mea este, pe lângă declarațiile frumoase pe care le spunem, Doamne, cred, cântăm, se vede ceva concret, palpabil, dovedit în viața noastră de zi cu zi? Cum demonstrezi tu că, într-adevăr, în secolul 21, în anul 2018, când toată lumea este într-o continuă alergare și frământare, că încă mai crezi cuvântul acesta din Scriptură, că este mai fericit de ce omul care caută mai întâi împărăția și neprihănirea și lasă toate celelalte lucruri esențiale vieții în grija, da? sub grija lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să te gândești și, de ce nu, dacă ai un pix și o foaie sau un telefon, gândește-te, ok, ești la muncă, Mirela, cum știu colegii tăi că tu îl cauți mai întâi pe Domnul? Sunteți acasă, unii pensionari. Cum știu vecinii dumneavoastră că dumneavoastră îl căutați mai întâi pe Domnul? Ești la școală, ești la facultate, ești la muncă. Înconjurat de oameni creștini sau necreștini. Cum știu ei că tu îl cauți mai întâi? Atenție, n-am spus că tu îl cauți. Mulți oameni îl caută. Îl caută
la îngrijorare, îl caută la necaz, îl caută când au nevoie de el, din când în când, îl caută la Paște, la Crăciun. Nu despre căutare e vorba. Vă întreb, cum știu cei din jur, inclusiv voi, care sunteți la balcon, cum știu prietenii voștri că îl căutați mai întâi, subliniezi, mai întâi? Și poate n-ar fi rău să ne gândim, dacă nu găsim măcar două, trei concluzii, justificări palpabile, lucruri care să dovedească lucrul acesta, poate n-ar fi rău să ne regândim un pic credința noastră. De aceea v-am spus că va fi un mesaj mai devoțional și îmi doresc ca Domnul, după acest mesaj, să ne pună pe inimă să facem ceva, să trecem la acțiune și nu dar la vorbe. De la bun început vreau să vă spun că a căuta mai întâi împărăția Lui Dumnezeu nu este un lucru ușor. E adevărat lucrul acesta. Dan, e ușor să cauți mai întâi împărăția? Nu este un lucru ușor. Cine afirmă lucrul acesta e un om naiv. Un om care n-a înțeles complexitatea vieții și mai ales complexitatea și contextul vremurilor postmoderne. Era o perioadă când nu aveai foarte multe lucruri de făcut și biserica, cum era biserica centrală, din care ieșeau multele elemente ale vieții, cumva oamenii în mod natural și intrinsec erau atașați de biserică, poate nominal, dar oricum, multe lucruri se întâmplau în preajma bisericii. Oameni buni, lucrurile s-au schimbat. Secularismul a împins biserica către margini, uneori către prăpastie sau în prăpastie, motiv pentru care oamenii în ziua de astăzi le vine foarte greu, inclusiv creștinilor, să caute mai întâi. Atenție, vreau să subliniez de fiecare dată lucrul acesta, pentru că eu cred că oamenii caută pe Domnul, dar nu mai întâi. Complexitatea acestor vremuri postmoderne, și vreau să vă spun doar câteva lucruri, tentațiile lumii acestea sunt mult mai nocive? Absolut. La un clic distanță poți să fii în cele mai negre păcate posibile. Tentațiile lumii, luptele cu mândria, cu orgoliul nostru, presiunea societății și capcanele diavolului, toate puse la oaltă, fac aproape imposibilă sarcina aceasta pe cont propriu să-L cauți mai întâi pe Dumnezeu în aceste vremuri. Așadar, când spun că nu este un lucru ușor, nu vorbesc ca un expert. N-am dobândit statura aceea de om care spun, Doamne, în fiecare zi primul lucru sau mai întâi de toate îl caut pe Dumnezeu și împărăția. Recunosc, mărturisesc că sunt momente în care nu fac lucrul acesta și trebuie să mă disciplinez, trebuie să mă lupt, merg și eu la antrenament și când spun merg la antrenament, chiar vă spun în modul cel mai serios că merg la antrenament, în sensul că mi-am instalat o aplicație YouVersion, da, Biblia, și încerc în fiecare zi să citesc Scriptura. Pentru mine este un antrenament ăsta. Anul acesta câte zile au trecut? 200 și, nu știu, 18, 220 plus minus, cam pe acolo. Prin harul Domnului am reușit 180 de zile să citesc cuvântul. Pentru mine este un antrenament. Nu pot să spun același lucru cu rugăciunea, ce-i drept, acolo stau un pic mai falimentar, dar vreau să vă spun că este o luptă foarte grea. A, păi tu ai timp. Și eu am tot 24 de ore ca tine. Mă lupt, deci, pentru că vreau să mă perfecționez cu ajutorul celui de sus și cu ajutorul dumneavoastră, în comunitate. În această relație interdependentă putem să creștem și să ne ajutăm unii pe alții. În seara aceasta nu sunt aici să vă spun unde ești sau unde sunteți. Sunt aici să vă motivez de azi înainte. Cât mai rămas? Din august până în decembrie. Și mai departe, haideți să-L căutăm mai întâi. Amin? Doamne ajută-L în lucrul acesta. Așadar, când vă spun că există o căutare și nu este deloc ușoară, nu vorbesc ca unul care nu mai face greșeli, ci ca unul care încearcă să nu mai încurce prioritățile. Asta este problema. Greșeala principală, fundamentală, este că încurcăm foarte des prioritățile, despre care vreau să vorbesc un pic în seara aceasta. Poți să mă ajut cu PowerPoint-ul? Este o imagine, vreau să o las așa. Această căutare mai întâi a lui Dumnezeu ne ajută să stabilim care este ordinea lucrurilor în viața noastră. Ce este prioritar pentru tine? Ce este mai întâi pentru tine? Ce este secundar? Ce poate fi amânat? Ce poate fi lăsat pentru mâine sau pentru poimâine? Dar ce este urgent și important și nu mai poți să amâni?
Asta îmi spune mie ceva despre prioritățile vieții noastre. Richard Foster, cei care i-ați citit cartea sau cărțile, spunea la un moment dat în disciplinele spirituale următoarele. Persoana care nu caută mai întâi împărăția, el o spune într-un mod dur, o lasă așa cum este. De fapt, nu o caută deloc. Puteți să-mi confirmați lucrul acesta? Persoana care nu caută mai întâi, atenție, vreau să fim un pic atenți în seara aceasta, persoana care nu caută mai întâi împărăția, de fapt, nu o caută deloc. Știți de ce? Pentru că vorbesc strict din viața mea acum. Atunci când împărăția nu este prioritatea numărul unu, în mod firesc, natural, o neglijăm. Sunteți de acord? Caz concret, mi s-a întâmplat recent, am zis așa, lasă că în dimineața aceasta n-am timp, când vine familia, mă rog mai târziu, vei citi mai târziu. Știți ce s-a întâmplat? Acel mai târziu n-am mai ajuns. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Te pui dimineața, primul lucru, deja îți vezi agenda, dacă aveți agenda, da? Sau telefonul, sau în mintea dumneavoastră, știi ce ai de făcut în ziua aceea și știi că ai foarte multe de făcut. Trebuie să mergi acolo, trebuie să faci asta, trebuie să dai examenul ăla, trebuie să mergi acolo, trebuie să mergi acolo, trebuie să mergi la cumpărături, trebuie să mergi, stai că ziua de naștere. Și la un moment dat spui, lasă că cerez mai târziu, lasă că mă rog, lasă că fac lucrurile care sunt importante pentru Dumnezeu mai târziu. Și de cele mai multe ori ajunge 10, 11, 12 noapte, obosit după o zi de trudă și spui, lasă că o fac mâine. Și mâine nu mai ajunge și nu mai ajunge nici poimine. Vorbesc doar despre mine aici sau vă regăsiți și dumneavoastră? Și atunci când am citit cuvintele lui Foster, mi-am dat seama, o, Doamne, ce mare dreptate are Foster. Și nu Foster, ce mare dreptate are Dumnezeu prin Iisus. Căutați mai întâi împărăția, știa Iisus ceva, știa că asta e secretul, dacă nu prioritizezi lucrul acesta, de obicei ajungi să nu mai faci. Îl pui pe 4, pe 5, pe 10, pe 20, până când nu mai pui deloc. Irinel, mai ales, da, ești tu aici și tot ceilalți, mai ales lucrul acesta e foarte important, după ce te-ai botezat, după ce ai început acest proces, caută-L mai întâi pe Dumnezeu. Știu că ești implicat în treabă și faci treabă bună. Ia-l pe Filip de mână și împreună căutați-L pe Dumnezeu. E mare lucru. Îmi vine minte o ilustrație, nu vreau să spun, pentru că timpul este așa cum este. Borcanul cu, ați văzut imaginea aceea, ilustrație, borcanul cu mingea de ping-pong, erau vreo 3 mingi și cu sare, orez, mă rog, erau mai multe așa. Și prima dată orezul însemna activitățile zilnice sau săptămânale și prima dată, da, omul a încercat, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, trebuie să fac și tot, turna orez, până când a ajuns aproape și și-a dat seama, stai mă, că mai avea și mingile de ping-pong, care în ilustrații însemnau viața spirituală, devoțională și când a încercat să le bage pe toate, n-a mai încăput. Abia mai încăput una. Și s-a gândit el, hai să fac altfel. Hai să pun mingile prima dată înăuntru și apoi tot orezul s-a strecurat ușor. Și morala era următoarea, când îți faci timp pentru Dumnezeu, reușești să-ți rezolvi și celelalte probleme. Sunteți de acord? Asta spune și Martin Luther. Am așa multe lucruri de făcut încât nu pot să nu-mi permit să stau 3 ore în rugăciune cu Dumnezeu. Martin Luther. Da? Când îți faci timp pentru Dumnezeu, reușești să-ți rezolvi și celelalte probleme? Atenție! Nu și invers. Nu și invers. De cele mai multe ori când inversezi lucrurile, rar se întâmplă să mai reușești să-L mai pui pe Dumnezeu pe primul loc. Aș vrea în seara aceasta să doar să încep, nu știu dacă o să o numesc serie sau nu, dar să încep măcar, pentru că mâine dimineață voi pleca, când revin din state, rugați-vă și pentru mine, apropo, vreau să termin cu bine și școala asta, vreau să continui mesajul acesta. Deci în seara aceasta vă dau doar un reper, primul reper. Câteva repere care să ne ajute pe noi să ne analizăm în lumina Cuvântului și a Duhului Sfânt, să vedem cum stăm la capitolul Căutați mai întâi împărăția. Primul lucru, primul reper în viața noastră că cu adevărat am luat acest lucru în serios este că ne schimbăm filozofia vieții. Ne schimbăm felul, deci totul pornește de la paradigmă, de la mentalitate, de la felul în care ajungem să concepem viața în sine. Se întâmplă o metamorfoză, o schimbare radicală existențială în viața noastră. În momentul în care ai înțeles, căutați mai întâi împărăția,
Ai înțeles un lucru existențial. Împărăția este primordială. Ai realizat că de fapt tu nu ești Mesia, că nu poți rezolva problemele tuturor și că nu trebuie să porți poverile lumii, pentru că nu este sarcina ta să faci lucrul acesta. Precum personajul mitic, dacă țineți minte, Atlas, da? Legenda spune că el a fost condamnat să împingă povara aceasta lumii, după care tot cădea și într-un ciclu etern tot asta a încercat să facă. Dar știți care e diferența între noi și personajul acesta mitic, Atlas? El condamnat a fost, noi fără să fim condamnați, ne asumăm de cele mai multe ori o povară mult prea grea și apoi ne îngrijorăm pentru că nu putem să o susținem. E o viață mult prea grea ca să porți poverile tuturor. Ne gândim și ne îngrijorăm pentru că lumea pe care noi ne-o construim s-ar putea să fie prăbușită dacă nu o susținem cu multă energie. Motiv pentru care apar îngrijorările în viața noastră. Așa că ne trezim de dimineață cu gândul să rezolvăm atâtea probleme zilnice și poate chiar ești altruist și spui, nu doar problemele mele, vreau să-l ajut și pe fratele, vreau să-l ajut și pe sora, și te încarci cu atâtea sarcini, tuduri în fiecare zi, după care trece ziua și trece săptămâna și trece luna și uiți că altcineva este de fapt pe tronul vieții tale și că nu ești tu pe tron, ci Dumnezeu. Trebuie să pornești cu această schimbare de paradigmă. Stai un pic, eu nu sunt Mesia. Eu nu sunt pe tron. Dumnezeu este Cel care e pe tron. Și vreau să vă spun un lucru. Nu din această cauză se nasc multele noastre îngrijorări? Când încercăm pe cont propriu să ne rezolvăm toate problemele, nu de aici se nasc problemele, îngrijorările, frământările noastre, nopți nedormite, stres continuu, ai aflat nu știu ce veste rea și de unul singur tragi, dai telefonul, încerci să faci și realizezi uneori prea târziu, că tot la Dumnezeu este rezolvarea. Încercăm să găsim rezolvare la toate lucrurile pe cont propriu, motiv pentru care ajungem atât de des să ne îngrijorăm. Ce-ar fi să încercăm lucrurile altfel? Ce-ar fi de azi înainte să cauți mai întâi împărăția? Prin asta spui de fapt, Doamne, Tu ești Dumnezeu și eu nu sunt Dumnezeu și am atâtea probleme, dar vin cu ele la Tine și le las la Tine și Te rog frumos să mă ajuți. Ce-ar fi de azi înainte să încerci așa? P.T. Forsyth, un om al lui Dumnezeu, spunea la un moment dat așa, păcatul cel mai mare în viață este lipsa rugăciunii. Și m-am gândit un pic la lucrul acesta. De obicei noi considerăm, spre exemplu, uciderea, adulterul, da? Curvia sau hoția drept cele mai mari păcate, domne. Da? Dar știți, am constatat un lucru, rădăcina tuturor relelor este în independența noastră față de Dumnezeu. Când noi ajungem să declarăm fie cu vorba, fie cu fapta, că de fapt nu avem nevoie de El. Și vreau să vă spun că atunci când nu așteptăm în rugăciune să primim călăuzire, putere, idei noi, soluții noi de la Dumnezeu, spunem de fapt cu fapta și cu vorba că noi ne descurcăm și fără El. O, Doamne, și câți dintre noi nu ne trăim viața în așa fel încât și cu vorba și cu fapta îi spunem, Doamne, mulțumesc. M-ai ajutat până aici, mi-a iertat câteva păcate sau mi-a iertat păcatele, de aici încolo mă descurc și singur. Motiv pentru care ne rugăm atât puțin. Așa e? Când mă pot descurca și fără Dumnezeu, atunci Dumnezeu și împărăția Lui nu mai sunt o prioritate. Nu mai e numărul unu. Relația cu Dumnezeu devine o chestie secundară, auxiliară, uneori bazată doar pe sentimente, când simt sau nu simt. Și uneori simt să mă rog și de cele mai multe ori nu simt să mă rog. E, dacă asta devine viața mea cu Dumnezeu, vreau să vă spun, nu va fi căutați mai întâi împărăția. Va fi căutați multe lucruri în viață și când mai îți aduce aminte și când simți, caută și împărăția. Vreau să vă spun în seara aceasta că este nevoie dacă te regăsești, că nu-ți faci timp, că împărăția lui Dumnezeu nu este o prioritate pentru tine. Eu cred că e nevoie de o schimbare de mentalitate. În seara aceasta vreau să fiu o metamorfoză din punctul acesta de vedere. De azi înainte să spun, Doamne, eu nu sunt stăpân peste viața mea, eu nu sunt stăpân peste familia mea, eu nu sunt stăpân nici măcar peste biserica aceasta. Pentru că de prea multe ori și eu las frământările acestea să mă consume, să nu mai pot să dorm.
Doamne, nu sunt stăpân peste afacerea mea, dacă ai afacere, nu sunt stăpân peste destinul meu, Tu, Doamne, ești stăpân, Tu ești pe tron, eu sunt un simplu slujitor, sunt un simplu administrator a tot ceea ce mi-ai dat. Mi-ai dat copii, vreau să administrez cum trebuie, nu sunt eu stăpân peste ei. Mi-ai dat ceva mai multe resurse, vreau să fiu un bun administrator, dar nu sunt stăpân. Și când schimbi perspectiva, când îți dai seama că nu ești stăpân, ci un simplu administrator, atunci vreau să spun că încerci să privești viața altfel. Uitați ce spune Ieremia 10:23. Atât de frumos îmi place. Știu, Doamne, spunea profetul, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Știu, Doamne, că soarta mea nu stă în puterea mea. Soarta mea stă în puterea Ta. Cu acest gând mă plec în fața lui Dumnezeu și eu personal încep și încerc și mă lupt să-L caut mai întâi. Doamne, nu sunt stăpân peste viața mea. Printr-un accident am ajuns chiar și în România, dar vreau în fiecare zi să Te caut mai întâi. Ce ziceți? Putem să facem lucrul acesta în seara aceasta? Putem să ne luăm angajamentul acesta ca de azi înainte să căutăm mai întâi împărăția? Atenție, asta nu trebuie să justifice lenea. Nu-i pasez Domnului ce trebuie să fac eu. Munca e muncă, sacrificiu e sacrificiu. Nu despre asta vorbesc. Dar întrebarea se pune în seara aceasta. Ce este mai întâi în viața mea? Ce este mai întâi? Și haideți să ajungem la niște concluzii. Aplicații practice. Și am ales din categorii diferite ca să ne regăsim fiecare aici, poate. Pentru cei care avem copii mici sau copii mai mari, mai întâi sunt copii? Vi se întâmplă uneori să punem copiii mai întâi? Mai întâi sunt copii. Și dacă am face o analiză serioasă, câteodată lăsăm copiii să ne mânce tot timpul. După care o justificăm. E greșit lucrul acesta să-ți ai grijă de copii? Nu. Dar dacă încep să justifici asta prin a nu-L căuta pe Dumnezeu mai întâi, atunci e o problemă. S-ar putea ca dacă nu veghezi mai devreme sau mai târziu să faci din copiii tăi o sursă de idolatrie. Ori Dumnezeu vrea mai întâi inima ta. Ce înseamnă asta? Începe școala, nicio problemă. Mai întâi încep cu Dumnezeu. Copiii poate să aștepte sau împreună cu ei să căutăm pe Dumnezeu mai întâi. Mai întâi sunt prietenii? Sunt oameni care pentru prieteni dau orice. Mai întâi este afacerea? E bună afacerea, da. Dumnezeu unora l-a dat mai mult, slavă Domnului, e bine. Să le dai și înțelepciune să administreze. Dar nu mai întâi este afacerea. Mai întâi e Dumnezeu. Chiar dacă afacerile în general necesită manu, multă frământare, mult sacrificiu, multă alergare, nicio problemă. Mai întâi Dumnezeu. Și când îl pui pe Dumnezeu mai întâi, are El grijă să-ți rezolve și toate celelalte probleme. Împreună cu tine, bineînțeles. Mai întâi este imaginea? Pot să fiu sincer și uneori să spun că pentru unele adolescente și nu numai, și pentru unii adolescenți și nu numai, mai întâi este imaginea. Primul lucru ce-l fac este să se asigure că mai întâi arată bine. E greșit să arăți bine, Doamne ferește. E greșit să-ți consumi tot timpul cu lucrul acesta ca mai apoi să nu mai ai timp pentru nimic? Da. De aceea, mai întâi trebuie să fie Dumnezeu. Pentru mamele care sunt, hai să nu zic obsedate de curățenie, că și mie îmi place curățenia, dar mai întâi e curățenia? Nu. Mai întâi e sănătatea? Ce ziceți? Unii pentru asta își dă orice. Pentru sănătate suntem gata să facem multe. Dar vreau să vă spun seara aceasta că mai întâi de sănătate este Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dacă îți legi inima de lucrul acela, în momentul în care sănătatea ți este șubredă și nu mai cauți pe Dumnezeu mai întâi, când Dumnezeu devine un lucru secundar sau poate chiar mai jos de secund, atunci pui pe locul întâi sănătatea și când nu mai este sănătatea, începi să dai vina pe Dumnezeu. Dar ia caută-L tu pe Dumnezeu mai întâi și indiferent că ești în boală sau în sănătate, indiferent că ești sus sau jos, vei vedea că mereu te vei conecta la sursă.
mai întâi. Așadar, în seara aceasta, dragii mei, oriunde ești, caută-L mai întâi pe Dumnezeu. Dacă filozofia vieții tale încă nu s-a schimbat, vreau să vă spun un lucru și îl spun cu toată autoritatea în seara aceasta, ceva nu este bine, nu este în regulă. Undeva pe traseul acesta creștin nu ți s-a spus, sau poate nu ți s-a spus suficient de mult, că noi suntem robi și robul ascultă mai întâi. M-ați înțeles? Dacă pe parcursul vieții noastre de creștini nu ni s-a spus că suntem robii lui Hristos și fiindcă suntem robi al lui Hristos, ascultăm mai întâi, atunci e o problemă. Robul administrează, nu domnește, nu stăpânește. Eu te-am făcut, eu te omor. Fals. Sunt banii mei. Fals. E sănătatea mea. Fals. Tot ceea ce tu ai, de la copii până la avere, până la sănătate, toate sunt un dar de la Dumnezeu pentru o perioadă. Toate sunt pentru o perioadă, inclusiv sănătatea. Așadar, eu sunt rob și ca rob ascult mai întâi de Dumnezeu și când Dumnezeu îmi spune să fac un lucru, tac din gură, mă plec și fac. Pentru că eu caut mai întâi împărăția. Doamne, ajută-ne în lucrul acesta. Dacă filozofia vieții tale încă nu s-a schimbat, înseamnă că trebuie să te întorci la fundamentul creștinismului. Știți care este acest fundament? Are o bază sănătoasă numită lepădarea de sine. Marcu, capitolul 8. Se numește răstignirea eului despre care Pavel vorbea așa de frumos, sau dacă vreți în termeni mai moderni, renunțarea la pretenția de a fi în centrul vieții tale. Asta înseamnă lepădarea de sine. Nu mai sunt eu șoferul vieții mele. Dumnezeu este. De azi înainte, las pe Dumnezeu să mă conducă. Doamne, unde vrei să merg? Acolo merg. Și mă supun mai întâi ție. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă vrei cu adevărat să fii un ucenic al lui Iisus și nu doar un simplu spectator, cum de altfel nu ne dorim și știți foarte bine, pentru că noi în biserica aceasta, Efraim, cu din ce în ce mai mult apăsăm pedala uceniciei. Și cine vrea să facă parte din această biserică, cum o spunem mereu și la clasa de membralitate, cum o știți și dumneavoastră și o să o repetăm până când ne devine parte din noi. Noi nu vrem spectatori, noi nu vrem oameni de duminică, noi vrem ucenici adevărați care pun mai întâi pe Dumnezeu în viața lor, în sănătatea lor, în resursele lor, în jobul lor, în tot ceea ce fac. Dumnezeu este mai întâi. Deci dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus, te îndemn în seara aceasta să faci un lucru atât de practic. Să te dai frumos jos de pe scaunul șoferului și să lași pe Iisus de acum încolo să te conducă. Și vreau să vă spun un lucru. Bazat pe 32 de ani de experiență, o face mult mai bine. Nu mi-aș fi imaginat niciodată, și frații mei sunt martori aici, că voi fi vreodată aici. Și n-a fost visul vieții mele, neapărat. Dar am înțeles că viața cu Dumnezeu înseamnă supunere mai întâi. Înseamnă căutarea mai întâi împărăției Lui și nu a intereselor mele. Nu a bunăstării mele, pentru că de altfel vreau să vă spun că putem foarte ușor să cădem în egoism. Ce-mi iese? Ce-mi iese mie? Vreau să spun, dragul meu, draga mea, dacă pui problema așa în viața ta de creștin, multe nu-ți ies. Dar înseamnă că ai greșit direcția. Pentru că Dumnezeu în seara aceasta ne spune atât de frumos în Matei 6. Oamenii din jurul nostru asta caută, să le fie bine, să le meargă bine, să fie confortabili, nu sunt lucrurile, dar dacă asta le cauți mai întâi, greșești, dragul meu. În seara aceasta te invit din nou să te rededici unui angajament puternic, să-L cauți mai întâi pe Dumnezeu. Nu știu ce înseamnă asta pentru tine. Poate sunteți oameni ocupați, începeți munca la 7 sau la 8 și nu aveți timp. O să vorbim și despre asta. Dar părerea mea este că chiar și așa, mai întâi încep cu Dumnezeu. Nu spun aici să tot timpul tău devoțional să fie în dimineața respectivă, dar începe cu Dumnezeu. Începe mai întâi cu Dumnezeu. O să vorbesc data viitoare despre resursele noastre. Mai întâi Dumnezeu vrea resursele noastre. Mai întâi. Nu vrea lucrurile la sfârșit. Ce ți-a mai rămas? Vrea ce e mai bun. Și de obicei ce mai bun este la început, e mai întâi. Caută-L pe Dumnezeu și împărăția Lui mai întâi. Și vei vedea, ascultați-mă,
E promisiunea Lui, nu sunt cuvintele mele. Vei vedea binecuvântarea Lui Dumnezeu în viața ta. Dacă nu, te rog frumos, peste un an, peste 5 ani de zile, spui: Adi, ești un mincinos. Am căutat pe Dumnezeu un an de zile, mai întâi. Am citit Scriptura zilnic, în fiecare zi, mai întâi, de orice. Și n-am văzut binecuvântarea Lui Dumnezeu în viață. Până atunci, te invit să încerci. Până atunci, te provoc în seara aceasta să iei decizia aceasta din nou: Doamne, viața este complexă. E tentant să faci 1000 de lucruri. Toate sunt bune. În ziua de astăzi avem acces la atâtea canale de entertainment, dar mai întâi trebuie să-L caut pe Domnul. Putem să facem lucrul acesta în seara aceasta? Putem să ne rededicăm acestui angajament de ucenic care îl caută mai întâi pe Dumnezeu? Haideți să vă invit să ne ridicăm și să facem lucrul acesta, să ne rugăm. Și vreau să vă spun că timpul ne ajută, este și un sfert. Haideți să stăm în cercetarea Duhului Sfânt, să nu ne grăbim. Poate Domnul îți arată anumite lucruri pe care le faci. Nu sunt greșite neapărat, dar sunt obiceiuri care pot să fie pe locul 2 sau pe locul 3. Deci, atenție, nu sunt greșite, dar trebuie să le muți. Mută-le de la 1 la 5, dar la 1 la 3 și lasă împărăția înapoi sau pun-o înapoi pe locul 1. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne rugăm în această seară!